Salutare toată lumea, bine v-am găsit fraților la un nou episod mai special, bă băieți. În acest episod o să jucăm Samp, jocul copilăriei mele, practic, mă rog, nu chiar de la jocul ăsta a pornit totul, dar jocul ăsta de nu știu cât timp, bă. Și mă uitam azi pe YouTube și am văzut un videoclip de la Oache, frate, de Samp și mi-a venit cheful de Samp, da, joc pe Bizon, nu joc pe Jet sau pe alte chestii, momentan, nu știu dacă o să mă apuc, dar am zis să fac un episod, băieți, să... Nu știu, nici știu de ce fac episodul ăsta de fapt, dar chiar mă gândeam să pornesc o nouă serie de Samp, frate. Pentru cei care nu știu și pentru cei care sunt noi pe canalul ăsta, eu prin 2017 am avut o serie de 300 de episoade aproape de Samp, în care am jucat pe majoritatea serverilor din România. Am jucat pe Ruby, că atunci era doar Ruby, nu era și Jade-u. Am jucat pe Ruby, pe Bugged, pe OG Times, pe Bizon și am rămas până la urmă la Bizon. Da, și vreau să vă întreb, băieți, dacă vreți să pornim o serie pe canalul ăsta de jocul ăsta, pentru că, da, știți că eu am strike momentan pe canalul ăsta și mă gândeam să mă las de canalul ăsta, să nu mai postez nimic pe el. Da, mă gândeam să pornesc serii de-astea, frate, cu jocurile mele preferate, jocuri, mă rog, o să fac și de 5M probabil și de alea, că pe canalul celălalt vreau să postez doar jocuri de-astea mai noi, gen CSGO, Fortnite și de-astea, mă rog, nici CS1 nu-i prea nou și de-astea. Și de ce zic în continuu și de-astea? Nu știu, și ia să vedem, să mai adăugat ceva misiuni, chiar ia să vedem. Astea le știu, mă, cum adică nu este valabilă pentru tine încă, bă? Bă, mamaia, mă. A, că trebuie să o fac pe asta prima dată. Păi atunci, fă-ți prieteni noi. O luăm pe asta, că asta o știu să o fac, am mai făcut-o. Și, da, bă, băieți, dacă vreți să jucați cu mine Samp, momentan mă găsiți pe Bizon. Și, sincer, aș vrea să rămân pe Bizon, că văd că a și crescut serverul. Acum vreo 2 luni, nici nu mai strângea 300 de playeri. De-abia, aia, uite-mă ce fac. De-abia strângea 300 de playeri, acum văd că strânge lejer 600 și ora 2. Am văzut că seara au fost 800 pe RPG-1 și chiar îmi place că începe să crească din nou Bizonul. Și da, apăsați un buton, dați un pumn butonul ăluia de like. Nu știu de ce mă bâlbăi atâta, bă, dar am emoții să mă rog, că n-am mai jucat jocul ăsta de nu știu cât timp. Ia să vă chiar mai e. Uite-l cu aia pe Speedy, bine pe Sleep acum. Bă, Speedy, bă, de un vechi prieten de-a meu de pe Samp, mă rog, nu-i chiar vechi, că de anul trecut îl știu, dar e partea a doua. De... am intrat în taxi. Da, doamne, n-am intrat în taxi, mă, am intrat în ăsta. El a intrat în... LSFI. Nu LSFI, bă, ce autism mai știu astea facțiunile, nu LSFI, mă. Ăla, lua Santos School Instructors, m-am intrat acolo și am intrat în Samp Fiero, știi? Și de atunci l-am cunoscut, că el trebuia să dea testul și am zis că l-ajut eu la test. Parcă atunci l-am cunoscut. Ia uite-l pe Vlăduț. CF, mă. A, stai că s-a dus. Stai că dau pe F. Și de atunci îl știu pe... Omia mai e? În facțiune. Stai. E ID 337. 337. Mai e, mă, uite. Lăsesc cu... Dar de ce are doar rank 3, man? Ce-a făcut? Da, Y. Știu că aici trebuie să mă pun să dansez, dar de ce n-apar NPC-urile? Trebuie să ieși NPC-uri. Hai că apare în tibugoi jocul, au dispărut toate NPC-urile. A, gata, m-au apărut, băieți, ia să vedem. Și aici trebuie să nimeresc tastele, din câte știu eu. Sper să-l nimeresc ca lumea să iau misiunea și la fiecare misiune primești bani. Ia să mă concentrez aici, trebuie să fac 90%, peste 90% din câte știu eu. Oricum eu sunt pe aproape, cum adică pe aproape, frate meu? Asta am greșit-o aici. Cum adică pe aproape? What do you mean by pe aproape? Că eu le fac perfect aici din câte... Nu poți să-mi zici mie că e pe aproape când eu le fac perfect. Bine, la misiunea asta cam asta trebuie să facem, dar vă mai arăt și alte misiuni dacă vreți. Și nu, nu mă promovează, nu sunt sponsorizat de Bizon să zici că gata, mi-au zis cap pe The Link, frate, acum 2 ani. De l-au pus... Gata, perfect, hai că e pe verde. Ah, fac, m-am încurcat. Nu, nu sunt plătit de cei de la Bizon să le fac promovare sau ceva, nu știu, adică de fapt vă las referalul meu în descriere, că mă ajută pe mine, nu vă ajută serverul, mă ajută pe mine. Deci da, dacă vreți să vă faceți cont și nu jucați, uite, am primit și bani, am primit 10.000, am primit, că aveam 1.000 doar. Deci era, bă, ăsta nu-i, a, ăla e a meu, frate. Deci am primit 10.000, îmi spui tu mie, a, da, să vă arăt și statusurile, că nu vi le-am arătat, level 36, respect 107 din 140, facem imediat mai puțin așa, mai vreo 30 de ore de joc așa, să facem level 37, 641 de ore jucate, 8K în bancă și 11K în mână. Adică o duc destul de binișor pe server și mașini am câteva, aș vrea să mai iau, bă, chiar să, aș putea să-mi iau un Hot Ring Racer, că nu-i scump, e... De fapt e 8 milioane, mi-aș da toți banii, cum nu-i scump, stai așa, man. Eu ținem să minte că e 1 milion, dar de fapt 1.600.000 e infernul său, frate, ce naiba. Deci da, o duc binișor pe serverul ăsta, din câte vedeți. Mi-a dat Bobo toți banii, eu n-am jucat deloc. Nu, glumesc, ce naiba, mă. Ia să mergem la dealership să văd ce mașini pot să-mi iau. Chiar dacă nu mi-aș, nu prea mi-a, hai să mai facem misiuni, nu mi-aș lua mașini, sincer.
Că vreau să-mi iau o casă de asta ca lumea în lăsă. Hai să vedem cum e misiunea lui Dimitri. Hai să facem misiunea lui Dimitri, că eu chiar sunt curios cum e. Și da, nu mi-a zis Bobo sau ceva sau cineva că iar o să vină lumea să mă jure că ce te apucam acum de Samp în 2019, aproape. Nu frate, mă joc for fun. Bine, mari youtuber ce-s eu aici să adevărui că sunt mari youtuber aici să... Și am văzut că și The Link a jucat... Dar nu Samp, stai ce-a jucat? Sau Samp a jucat The Link? Cred că a jucat Samp acum o săptămână, două. Așa am văzut eu. Stați măi să nu greșesc. Cred că a jucat. Am văzut un video, parcă pe canalul lui. De Samp. Sau stiu prost și am fumat ceva. Băi, eu cred că am fumat. Ba nu, uite, live cu MTA, coaie, nu cu Samp, ce prost sus. Era MTA, mă, meteau e multi-theft auto, nu-i San Andreas multiplayer, mă. Vezi că le știu și pe astea, mă, adică mare veteran aici de CSGO. Hai să mergem la ăla să vedem. Dar unde-i, mă? Bă, stai așa un pic, stai, nu merge să dau, am înțeles. Ia să vă, mă, uite, nu mă lasă, ești nebun. Unde e ăla? Unde-i Dimitri ăla? O fi în LV, Dimitri. Bă, mama, e cum dau zoom out, că nu mă lasă, că iară mi s-a blocat mouse-ul. Na, nu știu, hai să mergem după el. Dar nu știu unde-i Dimitri ăla și n-am chef să merg acum jumătate de hartă, frate, că nu o să fie bine. Și da, puteți să vă apucați aici, aveți referalul meu în descriere, la logare pe server o să vă întrebe dacă vreți să băgați un referat, dacă v-a adus cineva pe server. Și băgați numărul pe care mi se pare că e 110101169 sau ceva de genul, parcă e referalul meu. 110116, ceva de genul, nu știu, vi-l las în descriere oricum, că nu mai știu. N-am mai intrat pe serverul ăsta de 5 luni, pe puțin am mai intrat. Și atunci când am intrat, acum 5 luni am intrat la Caterinca să văd ce mai e pe aici. Dar văd că îmi place că începe să crească, uite, 645 de player la ora asta, e super bine. Bine, și weekend, într-adevăr, dar tot e bine, frate, că înainte de-abia se strângeau 300-400. Și acum se strângă 600 la ora asta, e bine. Înainte erau 400 la ora de top, știi? Și chiar e super bine. Și m-a luat așa cheful, m-a luat o nostalgie de-aia, mă, când stăteam eu până la 3 dimineața, frate. Că n-aveam, eram în facțiuni și dacă ești, depinde de facțiune, trebuie să ai un anumit... număr de ore minime jucate. Și eu trebuia să fac 20 de ore jucate, știi? Și eu aveam 15 ore și mă jucam. Știu că erau cu o zi înainte să se reseteze, genera 30 și pe... Nu, era 31. Și dacă se ajungea la ora, cum ar veni, 12, știți voi, următoarea lună. Și practic, dacă nu făceam 20 de ore minime jucate, mă scotea din facțiune. Și eu ca handicapatul mai aveam fix 5 ore până la ora 12. Și fix 5 ore mai aveam nevoie și m-am jucat ca disperatul. Știu că mă chema și mama, frate, la masă. I-am zis, nu, mama, trebuie să mă joc Samp, că mă dau ăștia afară din facțiune. Și m-am jucat 5 ore în continuu, doar să fac orele alea. Vă dați seama? Și disperat eram. Bă, oricum, dacă vă place seria și vreți să continuăm, bine, probabil o să continui eu să mă joc. Dacă nu vreți voi seria, probabil o să mă joc eu off-camera. Dar dacă vreți să fac serie și de asta intrăm și într-o facțiune. Facțiune, adică, nu știu să vă explic. Și joburi de gunoier și de astea, dar și facțiuni, gen poliție, taxi, să poți să te faci mafiot, de exemplu. Eu am fost și în mafie pe serverul ăsta, am avut rang 5, dar, na, ce să faci, se mai întâmplă, am dat demisia, n-am mai avut timp și în mafie nu știu dacă o să mai intru, că în mafie e greu, chiar e greu, trebuie să ai PC-ul curat, adică curat, nu să-l cureți, te duci să-l cureți, nu, trebuie să n-ai cheat-uri de astea. Nu contează de ce joc, că... Bă, nu știu unde e ăla, nu știu unde e Dimitri, bă. Ce face Dimitri ăla, mă? Bă, eu cred că e în SF cu aia. Hai să mergem în SF. Da, deci curat la modul n-ai voie să ai cheat-uri. Hai să zic, nu de toate jocurile, dar de Samp. Dar mai sunt unii admin handicapați, de-ți dau bani și dacă găsesc alte cheat-uri. Că zic că nu știu, că n-au știu de ce joc e cheat-ul și îți dau bani. Și, na, puii mei, trebuie să ai PC-ul curat, de-aia e greu. Dar așa, bine, te poate prinde oricum cu cheat-uri, dar... M-am referit strict la mafiot, că șanse de 3 ori mai mari la mafiot decât dacă te duci la paintball, de exemplu, odată. Hai să vedem, uite pe ăștia la misiune. B-Space. Yo, stai mă, nu stai să mă mai bușesc, că o să-mi puște mașina dacă mă mai bușesc de multe ori. Stai să facem aici mare schemă, să nu... Ia să vedem. Uite acolo e checkpoint-ul ăla roșu. Uite, Dimitri Petrenko. Ce faci, bă, Dimitri? Răi, mă? Acest quiz folosește efecte sonore, care îl fac mai interactiv. A, nu o vreau, mă, lasă-mă. Acum știu că l-au pus pe unde ăsta, l-au pus pe probabil unul din stafful de la Bizon să facă efectele astea cu aia. Mi-l imaginez în puie mie. Lăsați un pic, am primit un mesaj pe Instagram. Ia uite cu aia, m-a menționat Zmotan, mă. Omul e nebun. Bă, uite mă, m-a pus la story, bă, ești nebun. Mi-a pus video la story, să-i dau inimioară așa. Inimioară de aia blană.
Aolo. Deci trebuie să zbor pe Marte și să le fur secretele. Sunt prea bătă pentru așa ceva, ea cred. Ce? Băi, ești nebun, să zburăm pe Marte? Să începem să construim racheta. Mai întâi mi-aduci bucăți de metal, iar eu le sudez. Este un depozit de fier vechi lângă Cile, adămoară gardienii și fură cât de multe metale poți. Bă, dar e prea lungă, mă, eu deja filmez de ceva timp. Bă, fraților, eu cred că închei episodul aici și facem misiunea în următorul episod. Sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoare de genul în continuare și noi ne vedem data viitoare. Salut!